meditație de dimineață seara, înainte ca să începem să ne uităm la acest text în această seară, care a fost citit și dimineață, 34 și 35, aceste două capitole, aș vrea doar să fac un apel pentru toți cei care, într-adevăr, sunteți și este normal să fiți tulburați sau zguduiți de mesajul de dimineață. Adevărul nu este un lucru ușor. Adevărul nu este un lucru ieftin. Adevărul este costisitor, adevărul este dureros, dar adevărul întotdeauna este mai frumos decât neadevărul. Faptul că dimineața am discutat o problemă foarte grea, care majoritatea ar zice este prea grea ca să o discuți cu biserica, ca să o tratezi cu biserica. Majoritatea sunt chiar ignoranți de asemenea probleme și nici nu-și pun măcar întrebarea despre asemenea probleme. Nu înseamnă că ele nu sunt reale și nu înseamnă că adevărurile nu sunt reale. Trăim într-o lume care devine din ce în ce mai rea și din ce în ce mai bine informat. Creștinul ignorant, creștinul care trece prin lumea aceasta neafectat de ce se întâmplă în jurul lui, nu mai este o posibilitate. În ziua de astăzi, vecinul tău la care te duci ca să-i vestești Evanghelia, intră pe Google și scrie 10 motive pentru care creștinismul nu este adevărat și găsește 11.000 de pagini pe net cu care să vină și să-ți dovedească ție că credința ta este falsă și înșelătoare. Nu ne putem permite în ziua de astăzi să ne jucăm cu jumătăți de adevăruri. Adevărul acesta este bine cunoscut, cel care am discutat dimineață, de foarte mult timp, de cei care sunt interesați să-l cunoască. Și adevărul despre felul în care, în mod miraculos, Dumnezeu a păstrat Sfânta Scriptură pentru noi și în providența sa a adus-o ca să avem ca și un cuvânt canonic, ca și o unitate pentru biserica sa, în ciuda tuturor factorilor care au stat împotriva bisericii și împotriva Scripturii, este una dintre cele mai mari minuni din istorie. Lucrul acesta ar trebui să ne facă să ne bucurăm. Faptul că ne-am confruntat cu un adevăr cu care nu ne-am mai confruntat și acest lucru ne scutură un pic, este foarte bine. Aș vrea ca să înțelegeți intenția mea și inima mea pentru fiecare dintre voi. Nu îmi permit, deși sunt om și greșesc, soția mea este aici, poate mărturisi că și eu mai mințesc și eu mai sunt om. Dar din acest amvon și atunci când mă ridic ca să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, nu îmi permit să zic neadevăruri sau jumătăți de adevăr. Am prea multă teamă și prea mult respect față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui ca să vin și să vă spun jumătăți de adevăruri pentru că așa consider eu că ar fi mai bine. Considerați locul la care se află biserica în ziua de astăzi, locul la care vă aflați dumneavoastră în ziua de astăzi, care ați ieșit din alte biserici în care ignoranța și jumătăți de adevăruri au fost permise. Dacă îți permiți să spui o jumătate de adevăr sau un neadevăr odată, pentru că este convenabil, pentru că ți se pare dureros sau pentru că ți se pare incomod, vei găsi din ce în ce mai ușor să compromiți adevărul pentru comoditatea ascultătorilor tăi. Până la punctul în care nici tu, nici ascultătorii tăi nu vor mai ști care este adevărul. Dacă ați auzit în mesajul de dimineață că Biblia nu este unitară, că Biblia nu este veritabilă, satana vă muncește. Pentru că mesajul de dimineață ne-a arătat că Biblia este veritabilă, că Biblia este adevărată, dar că oamenii greșesc. Cornilescu a greșit, vedeți de multe ori când facem corectări de traducere, da? Oamenii greșesc. Duhul Domnului nu greșește.
Este total normal ca să cunoaștem adevărul istoric a creștinismului și a cuvântului lui Dumnezeu și putem ca să dăm socoteală, să putem să dăm socoteală pentru el. Cuvintele care vi le-am spus acum și apelul acesta care îl fac și sper că înțelegeți care este dorința mea pentru voi, nu va rezolva problema. Nu va rezolva problema. La fel cum nu va rezolva problema tulburărilor care le aveți în alte domenii biblice și doctrinare, până când problema aceasta nu o rezolvă Duhul Domnului în inima voastră. Împreună, acum, în Biserica Sfânta Treime, ne trezim și ne scuturăm de toate neadevărurile, de toate lucrurile în plus, de toate lucrurile artificiale care le-am păstrat asupra noastră, puse peste noi de oameni bine intenționați, dar cum zice Petru, neînvățați, care răstălmăcesc. Va fi dureros, va fi greu, dar va fi spre binele sufletelor noastre. Adevărul este singurul care ne eliberează. Minciuna, neadevărul, jumătăți de adevăruri, nu pot decât să ne inducă în eroare. Așa că aveți răbdare. Cercetați, studiați, vă provoc ca să mă sunați, să ne întâlnim, să discutăm, să vă ofer cărți. Vreau ca să fiți în stare să dați socoteală pentru credința care Dumnezeu a pus-o în voi, pentru că este o credință adevărată care stă împotriva oricărei critici științifice, istorice, logice. Orice critică din această lume nu poate doborî credința adevărată care Dumnezeu a pus-o în noi, pentru că ea este în mod obiectiv adevărată. Iisus Hristos este Mântuitorul nostru, nu doar pentru că noi spunem că este Mântuitorul nostru, ci pentru că în mod obiectiv El este Fiul lui Dumnezeu care s-a întrupat, care a trăit o viață perfectă, care a murit și care a înălțat și stă la mâna dreapta lui Hristos. Asta este realitatea istorică. Nu este adevărată doar pentru că îmi place mie ca să o cred. Realizarea asta și înțelegerea asta nu poate decât să ne facă mai puternici și mai credincioși. Dar, la fel ca și orice lucrare de reconsolidare, întotdeauna când lucri la fundație, întotdeauna când cureți, întotdeauna când pregătești pentru a întări, te expui la vulnerabilitate și te expui la pericol. Dar pericolul acesta este cu mult mai puțin decât pericolul de a trăi din adevăr, în adevăr, în adevăr. Așa că un apel la răbdare și la o luptă spirituală nu împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Pentru adevăr. Dacă noi creștinii nu putem ca să admitem, nu că Dumnezeu a greșit, Dumnezeu este perfect, ci că s-a întâmplat o eroare istorică care este așa de minusculă, așa de neimportantă în doctrina și practica creștină, încât nu afectează absolut nimică, și vrem ca să o astupăm și să o acoperim pentru că nu putem să admitem că greșeala a existat, suntem ipocriți. Și nu mai are rost ca să vorbim despre adevăr și despre mântuire și despre iertare și despre toate celelalte lucruri care vrem să vorbim cu lumea, când noi nu putem să fim în stare ca să admitem greșelile noastre, numai lui Dumnezeu, să fie foarte clar, greșelile noastre. Așa că luptați-vă pentru adevăr. Deschideți cu mine la Isaia 34 și 35. Două capitole extraordinare din cartea Isaia, două capitole care ne vorbesc într-un mod extrem de relevant și extrem de personal pentru noi în ziua de astăzi. 33 de capitole Isaia ne-a ghidat prin această revelație care a avut ca și țintă primară poporul lui Dumnezeu. A avut decizii majore care au trebuit luate de poporul lui Dumnezeu și acum în capitolul 34 și 35 Isaia ne aduce la punctul unei decizii personale. Timp de 33 de capitole, Isaia ne arată foarte clar cine este Dumnezeu și cine suntem noi, care este condiția noastră
umană, ne-a arătat un Dumnezeu care este credincios, care este fidel, care este singura noastră speranță, un Dumnezeu care a făcut promisiuni față de copiii săi, față de noi și care s-a dovedit de repetate ori în fața noastră și în fața copiilor săi, în fața poporului său. Ne-a arătat cine suntem noi, ne-a arătat faptul că în condiția noastră umană, în firea noastră, avem o credință minusculă și infirmă în Dumnezeu, dacă avem o credință. Și chiar în momentele cele mai strălucite a noastre, credința noastră este imperfectă. Dar că Dumnezeu este credincios față de noi și noi în continuare suntem reticenți față de El. Isaia ne pune acum în față întrebarea cu care s-a confruntat poporul, dar acum ne-o pune nouă în modul cel mai personal. Întrebarea sună așa. Vom trăi prin credință în Dumnezeu sau ne vom încrede în propriile noastre puteri? Altfel spus, ne va mântui Dumnezeu sau vom continua să încercăm să ne salvăm noi înșine? Dumnezeu ne salvează de inamicul nostru lăuntric, de dușmanul nostru suprem, de propria noastră moralitate, de propria noastră justificare, mascată de multe ori ca și pocăință, mascată de multe ori ca și a faptul că ne simțim vinovați, dar în esență reprezintă justificarea noastră și respingerea justificării lui Dumnezeu. Dependența noastră de propria noastră justificare. Dumnezeu se uită la noi și nu ne face după meritul nostru. Ne face după meritul Domnului Iisus Hristos, dacă ne-am încrezut în El. Și întrebarea este, poți accepta? Poți să te bucuri tu de această realitate înaintea lui Dumnezeu? Sau de fiecare dată vin înaintea lui Dumnezeu și apelezi la propria ta moralitate, la propria ta justificare, punând deoparte dreptatea care Dumnezeu ți-o dă în dar? Ești întotdeauna pe muchie de cuțit, așteptând ca să fii pedepsit de Dumnezeu la orice moment, nu corectat, nu îndreptat, nu educat, cum face un tată cu fiul, ci pedepsit de Dumnezeu ca să-ți plătești în sfârșit păcatele care nu le-ai plătit. Să fim sinceri, de multe ori avem senzația că vrem ca Dumnezeu să ne pedepsească, să ne achităm, să venim la soldul zero, încât să mergem înainte liberi. Doamne, știu că am făcut aia și aia și aia, dar pedepsește-mi odată ca să mă simt achitat. Să-ți meriți dreptatea. Și ce chin simțim în noi când pedeapsa nu vine. Când trece o zi, când trece un an, când trec 10 ani și pedeapsa nu vine. Și te tot uiți peste umărul tău să vezi când va veni pedeapsa să-ți achiți datoria față de Dumnezeu. Și n-ai realizat că datoria e achitată. Și nu beneficiezi de libertatea care ai în Hristos. Nu să păcătuiești, ci să omori păcatul din viața ta, punându-o la crucea lui Hristos. Vrei ca să plătești factura, ca să dormi liniștit. Și nu poți dormi liniștit știind că Hristos a plătit păcatele tale. Trăiești pe muchie de cuțit, pe margine de prăpastie. Martin Luther spunea, să nu vă fie obositor dacă repetăm aceste lucruri care deseori le învățăm, deseori le predicăm, le cântăm și le punem în scris înaintea voastră. Pentru că dacă se pierde doctrina justificării prin credință, pierdem totul. Nu poate fi bătut în capul nostru prea mult. Într-adevăr, deși o învățăm, deși o înțelegem, parcă nici unul dintre noi nu o deține în mod perfect sau nu o crede din toată inima. Inima noastră este fragilă și neascultătoare de Duhul Domnului. Ce spune Luther? Venim la biserică, învățăm faptul că am fost mântuiți prin credință, învățăm faptul că păcatele noastre au fost răstignite în Hristos și trăim precum trebuie ca să ne justificăm noi prin propriile puteri.
Asta este inima noastră, este fragilă, este lipsită de putere să asculte de Duhul Domnului. Și trebuie să ne reamintim, de fiecare dată să ne reamintim că prin propriu merit, prin propria putere nu putem face absolut nimic. Poziția de fapt, poziția standard a inimii noastre este necredința. Este să ne comportăm cu Dumnezeu precum cu alți oameni, cu alți salvatori, cu alți mântuitori. Ne încredem în El, dar ne încredem și în alții. Ne încredem în El parțial, dar lăsăm întotdeauna loc pentru posibilitatea de faliment, pentru alternative. Mă încred în Domnul Iisus Hristos, dar mai las loc și de alte alternative în caz că falimentează calea aceasta. Mântuirea nu este un aspect al vieții tale. Mântuirea este totalitatea vieții tale. Mântuirea este căutarea vieții tale. Din momentul în care te-ai născut și ai devenit conștient despre starea ta umană, toată viața ta este un progres, este o călătorie înspre a găsi mântuirea sufletului tău. Tot ce faci, la servici, acasă, în hobby-urile tale, cărțile care le citești, absolut tot ce faci de-a lungul vieții este conștiința ta care încearcă să caute mântuire sau cel puțin încearcă să caute scăpare de la realitatea că ai nevoie de mântuire. Omul, până la urmă, zic oamenii de știință, poate fi redus la o singură pornire, la o singură voință, și anume voința de a supraviețui. Absolut tot ceea ce facem, facem ca să supraviețuim. Pentru că înțelegem că rezultatul final, că judecata finală este inevitabilă. Cineva zicea, un mare psiholog, zicea că toată viața noastră este petrecută clădind ziduri în mintea noastră împotriva adevărului că într-o zi vei muri. Dacă ai trăi în fiecare moment în total conștient de realitatea care îi faptul că vei muri într-o zi, n-ai fi în stare să mai faci nimic. Tot ceea ce faci în viața ta este să te distragi de la realitatea că într-o zi vei muri, vei fi pus în sicriu, în pământ și vei fi în fața unui Dumnezeu care te va judeca. Asta faci în fiecare zi. Să trăiești cu realitatea asupra conștiinței tale că vei muri, poate acum, poate mâine, poate peste 10 ani, dar cu siguranță vei muri, este copleșitor și nu ai putea trăi în acest fel. Și creierul tău, mintea ta, conștiința ta clădește ziduri împotriva acestei realități. Căutarea mântuirii nu este doar un aspect al vieții tale. Este întreaga ta viață, tot ceea ce faci, tot ceea ce gândești, tot ceea ce simți, are scopul de a găsi sau de a evada de necesitatea mântuirii. Tot ceea ce faci, tot ceea ce ești, caută în mod zilnic salvarea. Caută în mod zilnic mântuirea. Inima ta știe faptul că lucrurile nu se îndreaptă spre bine. Că până la urmă vine judecata. Gândul acesta îl avem în noi și caută scăpare. Chiar dacă o caută în locurile greșite. Chiar dacă o caută în nădejde deșartă. Dumnezeu oferă mântuirea Lui. Dar nu ca și o alternativă, nu ca și o variantă, nu ca una dintre căi, ci ca și finalul, ca și totul, ca și mântuirea de la toate celelalte mântuiri ale tale. El vrea să te mântuiască de judecată, dar vrea să te mântuiască de tine și de încercările tale de a te mântui. El nu vrea să-ți dea încă o opțiune, nu vrea să-ți dea încă o variantă. Mântuirea Lui este salvarea de la toți ceilalți salvatori falși. Este singura și unica salvare. Isaia ne arată faptul că Dumnezeu vrea să ne ofere o mântuire deplină în Iisus Hristos. O mântuire care împlinește toate nevoile noastre, care rezolvă toate temerile noastre. O mântuire care este în sfârșit într-adevăr suficientă. Pentru că are un mântuitor care este într-adevăr suficient. Celelalte mântuiri sunt parțiale. Sunt temporare, sunt imperfecte și până la urmă sunt false. Pentru că obiectul lor, mântuitorul care vine și îți promite,
este insuficient. Sănătatea, bogăția, bucuria, împlinirea, până la urmă, falimentează. Hristos este singura mântuire, pentru că El este singurul mântuitor. Isaia ne conduce acum în aceste două capitole, 34 și 35, spre sfârșitul istoriei umane și înspre eternitate. Ne face să privim spre orizont și să vedem sfârșitul istoriei și să vedem că există o legătură tainică între ce suntem acum și aici și ce vom fi atunci în veșnicie. Capitolul 34 prezintă judecata și capitolul 35 prezintă mântuirea. Ce ne spune Isaia este faptul că mântuirea noastră, salvarea noastră, care o preferăm astăzi, care o dorim astăzi, care o căutăm astăzi, determină direcția în care vom merge atunci. Dacă finalul nostru va fi capitolul 34, judecata, sau capitolul 35, mântuirea. Altfel spus, iadul și cerul sunt într-un fel extensii al vieților noastre de acum și de aici. Dacă astăzi alergi și dacă astăzi alergi de la Dumnezeu, departe Dumnezeu pentru scăpare, vei ajunge fără Dumnezeu pentru eternitate. Sau dacă astăzi părăsești totul și alergi spre Dumnezeu pentru mântuire, vei ajunge cu Dumnezeu pentru eternitate. Direcția ta aici și acum determină punctul tău de sosire atunci, pe orizontul veșniciei. V-a spus vreodată întrebarea, dacă nu intervine Dumnezeu în viața ta, în viața mea, dacă mă lasă în starea în care sunt acum, dacă nu intervine în ciuda mea, dacă Isaia capitolul 34 este ultimul capitol al vieții mele, dacă întunericul din inima mea nu dispare, dacă mânia din tine nu se domolește, dacă nemulțumirea nu se termină, dacă lăcomia, dacă materialismul, dacă plăcerea te omoară și te îngroapă așa cum ești acum, dacă Dumnezeu nu mă salvează, atunci ceea ce ești acum vei deveni pentru totdeauna. Acum, încotro te îndrepți acum, vei ajunge pentru veșnicie. Traiectorul tău prezent, de acum, direcția ta prezentă, va fi destinația ta eternă. Dacă Dumnezeu nu intervine, dacă Dumnezeu nu te scapă de pe calea pe care ești acum, vei găsi că nu te mai poți opri. Și murmuratul, și agonia, și ura, și ciuda, și pisma, și nesatisfacția, și toate aceste lucruri care astăzi caracterizează viața ta, te vor stăpâni și nu mai vei avea scăpare. Ți-ai pus întrebarea? Dacă Dumnezeu nu intervine, Dumnezeu te poate salva. Dumnezeu vrea să te salveze. În Ezechiel 33:11 spune poporului, prin urmare, spune-le astfel, viu sunt eu, zice Stăpânul Domn, că eu nu-mi găsesc plăcerea în moartea celui rău, ci doresc ca el să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, pentru ce vrei să pieri casa lui Israel? E foarte interesant concluzia care o trage Dumnezeu. De ce vrei să pierzi? Asta e problema ta. Problema ta nu e doar nemulțumirea, problema ta nu e doar răutatea, nu e doar neîmplinirea. Problema ta e că o vrei. Tu vrei să pierzi. Tu știi că nu este satisfacție în lumea aceasta. Tu știi că căile acestea nu duc unde trebuie să ducă. Tu știi că pierzarea te așteaptă și tu vrei să pierzi. Și Dumnezeu strigă către tine, de ce vrei să pierzi? Dumnezeu pune în fața ta acum două destine. Isaia 34, care aduce moarte și judecată. Și Isaia 35, care este mântuire și glorificare împreună cu el
pentru veșnicie. Realitatea este că tu nu te poți mântui, dar El poate. Tu nu ai puterea necesară, dar El este puternic. Realitatea este că dacă te întorci la păcatele tale, de la dependența ta de a te salva prin propria putere, prin propriile pofte și prin propriile porniri și prin propriile dorințe și prin propriile împliniri, El te va elibera. El te va mântui. Nu tu. El. El va elimina întunericul din inima ta, va distruge eul tău corupt, va distruge dragostea de sine și toate minciunile care te țin lipit de acest pământ, pășind zilnic spre iad. Și vei înlocui pe toate cu Hristos. El o va face. Nu tu. Tu nu poți și nu vrei. Dar El poate și El vrea. Isaia ne prezintă aceste două destine și le pune în fața noastră. În primul rând, capitolul 34. Priviți cu mine foarte sumar, pentru că vreau să lăsăm timp de rugăciune și vreau să lăsăm timp și de colindă. Ne pregătim pentru Crăciun. Judecata. Versetul 1, capitolul 34. Apropiați-vă neamuri și ascultați. Viziunea se lărgește acum de la Israel doar la toate neamurile. Problema asiriană este în trecut, este rezolvată, s-au prăbușit toate și acum atenția este spre sfârșitul istoriei, spre întreaga omenire. Apropiați-vă neamuri și ascultați. Luați aminte, popoare, să audă pământul și toți cei ce îl locuiesc, lumea și toate făpturile ei. Priviți acum mesajul care Dumnezeu îl transmite. Versetul 2. Domnul este mânios pe toate neamurile și furios pe toate oștirile lor. El le nimicește cu desăvârșire, le dă spre a fi măcelărite. Versetul 6. Sabia Domnului este scăldată în sânge, căci Domnul are o zi a răzbunării. Versetul 8. Asta este realitatea viitorului care așteaptă pe toți cei ce nu sunt răscumpărați de Dumnezeu. Fără excepție. Nu este un lucru lipsit de dragoste să spui cuiva despre judecata lui Dumnezeu. Nu este un lucru lipsit de dragoste să avertizezi pe cei din jurul tău despre finalul istoriei și despre finalul vieții lor, dacă încrederea lor este altceva decât în Iisus Hristos. Francis Schaeffer spunea că dacă ai avea o oră la dispoziție ca să spui cuiva Evanghelia, primele 50 de minute ar trebui să le spui despre judecata lui Dumnezeu și în ultimele 10 să le explici vestea bună a mântuirii prin Iisus Hristos. Problema noastră este că noi tot vorbim despre mântuire și despre scăpare și despre salvare, dar nu înțelegem că trebuie ca să fim mântuiți de la ceva. Degeaba le tot spunem celor din lume că au nevoie de mântuire. Ei sunt deja mântuiți. Au găsit soluții la problemele lor în lumea aceasta. Au înnăbușit conștiința lor, au întunecat mintea lor față de realitatea care este sfârșitul acestei lumi, care este judecata lui Dumnezeu. Și când tu vorbești despre mântuire, este egal cu zero pentru ei. Mai mult de atât, din păcate în ziua de astăzi, și noi venim și vorbim despre o mântuire personală, despre o mântuire particulară, despre o mântuire de la situația lor, despre o mântuire de la suferința lor în privat. Nu-ți place viața ta? Nu ești satisfăcut? Nu ești mântuit? Nu ești împlinit? Primește pe Domnul Iisus și totul va fi rost, totul va fi bine! Încearcă și pe Domnul. Ai încercat și aia, și aia, și medicamente, și psihologi, și căsătorii, și de toate le-ai încercat. Tot nu ești satisfăcut. Încearcă și calea asta. Ce tâmpenie. Problema lui nu că nu este satisfăcut. Problema lui că vine o zi când va muri și va sta în fața lui Dumnezeu drept, care îl va judeca după nedreptatea omului și îl va găsi vinovat și va suferi pentru păcatul lui o veșnicie în iad. Aia este nesatisfacție totală. Nu că am fost concediat de la lucru, nu că m-a părăsit nevasta, nu că am cancer. Poți să nu crezi. Poți să te încrezi în altceva.
Realitatea este inevitabilă. Adevărul este absolut. Adevărul este obiectiv. Eram în state și conduceam pe șosea și în dreapta pe autostradă era un afiș foarte mare publicitar care scria: Dumnezeu nu sistează din a exista pentru că tu nu crezi în El. Una dintre zidurile care noi le zidim ca să putem trăi pe această planetă fără ca să bolunzim este faptul că Dumnezeu nu chiar există. Sau dacă există, nu este El preocupat de viața mea, de ce fac eu, unde mă duc eu, ce prostii fac, ce păcate fac. Sau nu ne va judeca până la urmă exact așa. Până la urmă este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu iubitor. Noi întrebăm unii, dar tu dacă mori, unde ajungi? Pe unde ajungi și cealaltă, o să ajung și eu. Cam așa e, din păcate. Carl Gustav Jung, care era un psiholog renumit, mai ales în ramura de psihologie a copiilor, zicea că în dezvoltarea copiilor există diferite etape și una dintre etapele în maturizarea lor, de la o vârstă foarte fragedă, de exemplu, între perioada de un an, doi ani, este faptul că pentru un copil, în prima fază, conștiința lui este segmentată. Real pentru el este doar ceea ce este înaintea ochilor săi. De exemplu, dacă te uiți la un copil care își recunoaște mama, un copil care nu cunoaște mare lucru. Și în momentul în care mama nu mai este în fața lui, începe și plânge. Fantastic! Deci zici că l-ai omorât. Știi de ce? Pentru că mintea lui la vârsta aceea, faptul că mama nu mai este vizibilă în momentul aceea, este egal cu mama nu mai există. Încă nu are legăturile conștiinței cât să înțeleagă că dacă mama a plecat până în bucătărie, pur și simplu mama nu este aici, ci este acolo. În mintea lui, în sufletul lui, mama a dispărut. Mi-e teamă că și noi suntem asemenea copii care credem că dacă pentru un moment întoarcem capul de la Dumnezeu și ne facem că nu mai există, El chiar dispare. El chiar devine ireal. Și dreptatea Lui și judecata Lui nu mai sunt asupra noastră. Judecata Lui Dumnezeu, spune Isaia, va zdrobi absolut totul și vizează pe absolut toți. Și dacă tu crezi sau nu crezi, este irelevant. A doua viziune care ne arată, a doua destinație în capitolul 35, este mântuirea. 35, versetul 1 și 2. Pustia și pământul uscat se vor bucura. Deșertul se va veseli și va înflori cu șofranul. Va da flori din belșug. Se va bucura mult și va striga de veselie. Gloria Libanului va fi dată. Mărăția Carmelului și a Șaraonului vor vedea slava Domnului și mărăția Dumnezeului nostru. Dumnezeu începe lucrarea Lui de mântuire în pustie și în deșertul vieții noastre. Mântuirea nu este în primul rând momentul în care tu ca și om devii mai bun sau mai puțin rău, ci este momentul în care inima noastră este transformată și este satisfăcută în mod suprem de Dumnezeu. Este momentul în care ne confruntăm cu slava lui Dumnezeu. Și uite ce spune Isaia, ne bucurăm și ne veselim. Dacă înainte ne-am confruntat cu pustia din viața noastră, cu deșertul care este în jurul nostru și ne-am bucurat și ne-am veselit de ele, acum ochii noștri sunt deschiși și vedem pustia din jurul nostru, vedem deșertul, vedem nimicurile din jurul nostru și privim slava lui Dumnezeu și spunem, sunt bucuros și vesel pentru că toate acestea sunt nimicuri, dar El este Dumnezeu. Este momentul în care ne confruntăm cu slava lui Dumnezeu și ea ne transformă și suntem împliniți de El. Această realitate va transforma în mod necesar și caracterul nostru moral și faptele noastre. Cu siguranță dacă ne confruntăm cu Dumnezeu așa cum este El, cu siguranță dacă El devine sursa împlinirii noastre, dacă El devine sursa împlinirii dorințelor noastre și faptele noastre vor fi transformate. Dar esența mântuirii este o schimbare în împlinirile noastre, în dorințele noastre, în voința noastră, nu în faptele noastre. Ele sunt rezultatul acestei schimbări.
Efectele care le descrie Isaia sunt absolut incredibile. Priviți cum descrie profetul în versetul 5 și 6. Atunci ochii celui orb vor fi deschiși și urechile celui surd vor fi destupate. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba celui mut va striga de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape, iar în deșert izvoare. O viziune profetică care are în minte două împliniri. Prima împlinire, prima fază este împlinirea în întruparea Domnului Isus. Urmează ca să sărbătorim Crăciunul. O sărbătoare care, din păcate, este pervertită de lumea din jurul nostru și deseori uitată în esența ei chiar în bisericile noastre. Întruparea Domnului Isus Hristos este împlinirea profetică prin care Dumnezeu mântuiește. Priviți ce spune Biblia în Matei 11. Ioan a auzit în închisoare despre lucrările lui Hristos și a trimis cuvânt prin ucenicii săi să-l întrebe astfel: Tu ești cel care urma să vină sau trebuie să așteptăm pe altul? Priviți acum răspunsul Mântuitorului. Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ceea ce vedeți și auziți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții sunt înviați, iar săracilor li se vestește Evanghelia. Hristos este împlinirea acestei profeții. Și această profeție este dusă la deplină împlinire ca și o realitate finală în ziua răscumpărării. În ziua când toți cei care au fost răscumpărați de Hristos vor fi împreună cu El în glorie și nu mai va fi durere, nu va mai fi lacrimi, nu va mai fi suferință, ci va fi doar bucurie și veselie și împlinire în prezența Lui pentru veșnicie. Ați observat ce contribuim noi în această mântuire, în această salvare magnifică? Noi suntem orbii. Noi suntem surzii, noi suntem șchiopii, noi suntem muții și El face totul pentru noi. Jonathan Edwards spunea: noi nu contribuim nimic mântuirii noastre decât păcatul care a făcut-o necesară. Absolut nimic. El face totul. Termină din a încerca să te faci mai bun ca să poți fi mântuit. Unii dintre voi așteptați. Doamne, dacă aș putea să fiu un pic mai bun decât felul în care sunt acum, dacă aș putea să devin un pic mai bun, un pic mai moral, un pic mai bisericesc. Frate-mi, cum vorbești cu noi așa? Noi suntem în biserică de atâta timp. Cum e tot vorbești despre credință? O să vorbesc despre credință până când credeți. Termină din a încerca să te faci mai bun ca să poți fi mântuit. Trebuie ca să-L vezi pe Dumnezeu mai bun. Și El te va mântui. Când îl vezi pe Dumnezeu ca bunătatea supremă, când îl vezi pe El ca valoarea supremă, atunci mântuirea este posibilă pentru tine. Când timp mai vezi că trebuie să fie ceva bun în tine, când timp mai vezi că trebuie să câștigi tu ceva, când timp mai vezi că trebuie să faci tu un pas, când timp mai vezi că trebuie să rezolvi tu ceva, să găsești tu o variantă, să ai tu o poliță de asigurare, judecata te așteaptă. Toată viața noastră am căutat fericirea. Toată viața noastră am căutat salvarea și mântuirea. Și Dumnezeu strigă către noi să ne oprim din privegia noastră, din rătăcirea noastră și să mergem pe calea Lui. Versetul 8. Acolo va fi un drum larg, o cale ce va fi numită calea sfințeniei. Cel necurat nu va călători pe ea, ci aceasta va fi doar pentru cei ce umblă pe cale. Nebunii nu vor ajunge pe ea. Niciun leu nu va fi acolo. Nici o fiară sălbatică nu va veni pe ea. Niciuna din aceasta nu vor fi întâlnite pe ea. Ci numai cei răscumpărați vor umbla pe acolo. Răscumpărații Domnului se vor întoarce și vor intra în Sion cu strigăte de bucurie. O bucurie veșnică le va încununa capetele. Bucuria și veselia îi vor copleși, iar necazul și suspinul vor fugi de la ei. O cale care este un abandon total al nostru, al meritului propriu,
al salvării noastre proprii și o îmbrățișare deplină a valorii supreme a lui Dumnezeu. Până când nu renunți la tine însuși, până când nu renunți la speranțele tale, până când nu renunți la mântuirea proprie, la satisfacțiile tale, la dorințele tale, vei rătăci pe calea ta. Dar dacă le lași, dacă le pui jos la picioarele Mântuitorului, dacă le socotești pe toate gunoaie, pustie, deșert, El te va duce pe calea Lui. O cale care duce la un loc în prezența Lui, fără suspine, fără griji, fără boală, ci îndeplinire și satisfacție deplină împreună cu Dumnezeu. Să îndure Dumnezeu de fiecare dintre noi. Amin. În momentele care urmează, aș vrea ca să mai petrecem un timp în rugăciune și să lăsăm și un pic de timp pentru colindă. Este un lucru minunat să avem posibilitatea să sărbătorim nașterea Mântuitorului. Orice sărbătoare este bună, atâta timp cât este sfințită și primită de la Dumnezeu cu bucurie. Diferența o face felul în care privim sărbătorile și felul în care le sărbătorim. Așa că și cu această ocazie, noi vrem să ne folosim de fiecare oportunitate care avem să vestim Evanghelia. Aș vrea să clarific anunțurile care s-au făcut referitor la colindă înainte de rugăciune. Am tot zis, cei care vor ca să mergem la ei la colindă, să vorbească cu fratele Ciprian și poate că nu s-a înțeles cine colindă. Noi colindăm. Noi colindăm pe cei care vor să fie colindați. În seriile în care avem servicii la biserică, în 24 și 25, după servicii, vrem să ne organizăm și împreună, ca și familia bisericii, să mergem și să colindăm. Poate și pe noi înșine, venim și la noi acasă, dacă la fiecare acasă, dacă, dar mai ales dacă avem neamuri, dacă avem cunoștințe care ar primi colinda, să mergem și să ducem vestea bună, adevărată a lui Hristos, a Mântuitorului nostru care s-a întrupat, care a trăit o viață perfectă, a murit pentru păcatele noastre și a înviat din morți și șa de la dreapta Tatălui. Așa că vorbiți cu fratele Ciprian, în seara asta vom mai cânta colinzi ca să repetăm și sper ca Dumnezeu să ne binecuvinte cu un sezon frumos de colindă și de sărbătoare, de părtășie, de cântare, de rugăciune, toate spre slava sa și spre zidirea noastră. Înainte ca să mergem în rugăciune, dacă sunt motive de rugăciune, aș vrea să vă dau oportunitatea ca să le comunicați, încât să putem să ne rugăm împreună pentru el. Îndrăzniți! Amin. Altcineva? Omicina de ața, vreau să aibă operație. Cum o cheamă? Angela. Angela. Altcineva? Pentru minerii, să ne arătăm minerii să aibă de lângă operația la coloană. Nine Lazar, da? Nine Lazar. Și pentru Cristina Croitoru, facem la 7 luni, dar e picului suport. Cristina e soția fratelui Andrei. S-a făcut public zilele astea, probabil că mulți dintre noi s-au văzut cazul familiei bolnavi din Norvegia. Acea familie care i s-a luat cei 5 copii. Amin. Aș adăuga un alt motiv și cred că sunt suficiente, dar acum mai sunt, vă rog să-mi spuneți, pentru familiile noastre, să dea Domnul ca și noi să fim ca această familie, cât să fim demni să fim atacați de stat. Să nu credeți că au fost niște oameni extrem de radicali. Au fost niște oameni normali, creștini, dar suficient de creștini încât au ofensat statul,
și plătesc un preț. Ne poate că nu plătim, că nu ofensăm pe nimeni. Așa, am să rog pe fratele Ciprian să ne conducă în rugăciune pentru sora pentru Teodora, pentru Angela și operația care urmează să o aibă. Rog pe fratele Bogdan să ne conducă pentru fratele Nina Lazar, problemele de sănătate, și sora Cristina Croitoru, fratele Cristi să ne conducă în această rugăciune pentru familia aceasta din Norvegia, dar și pentru familiile noastre și pentru copiii noștri, să-i păzească Domnul și să-i creștem și să-i crească în casa Lui și în cuvântul Lui și în credință. Hai să ne ridicăm și mergem înaintea Domnului în rugăciune. Sfinte Tată, Dumnezeule suveran și sfânt, venim înaintea Ta, Doamne, și aducem, Doamne, aceste cauze, Doamne, înaintea Ta, pentru că credem că Tu ești care, Doamne, poți să aduci mântuire, Tu poți să aduci izbăvire, Tu poți să aduci vindecare. Te rog, Doamne, în mod deosebit, Doamne, pentru Teodora. Am văzut, Doamne, de atâta ori mâna Ta, Tată puternică, lucrând în viețile celor din jurul nostru. Am văzut mântuind oameni, Doamne. Eu știu că Tu ești Cel care, Doamne, poți să schimbi inimile. Ești Cel care, Doamne, poți să iei o inimă de piatră și să înlocuiești o inimă de carne, în care să pui Duhul Tău cel Sfânt, în care să întipărești legile și poruncile Tale și să dai viața acelei inimi care să bată pentru slava și gloria numele Tău. Te rog, Doamne, să faci această lucrare și în viața lui Teodor. Îți mulțumim, Doamne, că ai adus-o în locul acesta, îți mulțumim că o cunoaștem, Doamne, îți mulțumim pentru ea. Dar știu, Doamne, că cel mai mare bine pe care îl poți face este mântuirea sufletului ei. De aceea te rog, Doamne, atinge-te, Doamne, în viața ei. Naște-o din nou, Doamne, la o viață plină de glorie și plină de slavă pentru numele Tău. Te rog, Doamne, lucrează în viața ei. Te rog, Doamne, lucrează în gândurile ei, în mintea ei, Doamne. Așterne, Doamne, în mintea ei acel gând minunat, Doamne, care a fost și în Fiul Tău, care a iubit Iisus Hristos. Acel gând care să tânjească după Tine, acea dorință, acea pasiune, Doamne, care să Te dorească pe Tine, ca Domn și Mântuitor al vieții. Mă rog, Doamne, și pentru Angela, eu știu că Tu ești Cel care, Doamne, poți să Te atingi, Doamne, de trupul ei în această operație. Tu să fii Cel care ții mâna doctorului în mâna Ta, Doamne. Dar dincolo, Doamne, de această operație, de această încercare a sănătății ei, Doamne, te rog, așa cum m-a rugat și mai înainte, Doamne, să Te atingi, Doamne, de sufletul ei și să o mântuiești, Doamne, și pe această femeie, Doamne. Te rog, Doamne, să faci toate aceste lucruri pentru bucuria noastră. Dar în primul rând, pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. Ca noi privind, Doamne, la cât ești de minunat și cât ești de măreț, Doamne, și cum îți împlinești planurile în viețile copiilor Tăi, Doamne, să-Ți aducem slavă, cinste și glorie, că Tu ești Dumnezeul care ne mântuiești. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel care le-a dat pe Fiul Tău, Iisus Hristos, Doamne, să moară ca să ia păcatele noastre asupra Lui. Vrem, Doamne, să ne încredem, Doamne, în Fiul Tău, Iisus Hristos. De aceea te rog, Doamne, să dăruiești, Doamne, credință. Amin. Și la Angela și la Teodora. Amin. Să dai credință, să le dai pocăință, Doamne. Amin. Ca să creadă în Fiul Tău, Iisus Hristos, să se aghețe de crucea Fiului Tău, Iisus Hristos, ca singură speranță și nădejdea vieților lor. În numele Lui Iisus Hristos, Doamne, m-am rugat și îți mulțumesc. Amin. 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 La oportunitatea de a și poți să-mi faci acele întrebări, 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 să-mi faci ac
Mulțumesc, Părinte, Ceresc, pentru că în vedere și în vieți să ne păstăm de ceilalți, să ne putem în rugăciune de alții. Și vreau în această seară să deschis cerul pentru rugăciuni și pentru a fi ascultate. Doamne, aducem la Tatăl în această seară și cazul acestei familii din Norvegia, în care, Doamne, nu ne putem imagina ce ne suflet la celor părinți. Și cinci copii au fost luați din casă și duși departe. Cerem Duhul Sfânt să vină peste familia aceea, ca vine cu mâncare, dar cu liniște, ca cu pace pentru tot ce încercăm. Rugăm să nu lași copiii aceia să fie afectați în Duhul lor, în sufletul lor, în mintea lor, Doamne. Să-i păzești Tu, Doamne, să-i călăuzești, să-i aduci din nou acasă în mijlocul părinților, Doamne. Să trai o izbândă, Doamne, pentru care toți creștinii care cunosc acest clas acasă se poată bucura, se poată fi mulțumitor, Doamne, pentru că Tu lucrezi. Să-i ajuți, Doamne, să-i binecuvintezi, să-ți faci numele de slavă în aceste condiții, Doamne. Că ai găsit vrednici, Doamne, ca să supere pentru Tine, nu doar ca să se creadă în Tine. Și îți mulțumim, Doamne, tot ții binecuvintezi cu credere, cu credință, cu răbdare, Doamne. Să-i ajut să te vadă pe Tine, ca Dumnezeu, să ai milă de copii aceia, să-i binecuvintezi, Doamne. Doamne, mă rog pentru copilașii noștri, Doamne. Mă rog pentru Iris, pentru Ioan, pentru Patru, Iulia, Andrei, Mihai, Ana, Casey, Ivi, Carina, Mihai, Ianis, Iosua. Pentru fiecare parte, Doamne, mă rog, să-i binecuvintezi. Amin. Atinge-te de fiecare dintre ei. Amin. Atinge-te de noi, de părinți, Doamne. Amin. Crește spre slavă în lumea Tău. Amin. Nu-i lăsa în lumea aceasta, Doamne. Amin. Cum ne-ai zis cu Tău ce-ți spune. Amin. Să ajute să se gândească încă de mici la Tine. Amin. Noi care inventăm în fiecare zi ca părinți, ca și credincioși, dar că niciodată. De aceea, îi credințăm în mâine. Amin. Tu ești Dumnezeu bun și-o tot puteți. Și în tine ne credem. În mâna Ta ne punem noi, ca familie, ca biserică. Și punem și pe copiii noștri și pe Dumnezeu. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, mă mulțumesc. Amin. 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 Vom locul meu. Mai avem aproximativ 20 de minute la dispoziție. Aș vrea să ne folosim de timpul acesta să colindăm. Sunt cântări frumoase, sunt cântări cu un mesaj deosebit. Sunt cântări care o să avem oportunitatea să le cântăm spre auzul celor care nu-L cunosc pe Domnul. Și ca orice lucru care îl facem pentru Domnul, se cuvine să-L facem din toată inima. Să cuvine să facem bine, să facem spre slava Lui, spre zidirea noastră. Așa că în momentele care mai avem, mă studiu cu fratele Ciprian și câte avem timp, 2, 3, 4, să cântăm. Să cântăm și să ne reamintim în primul rând noi de minunea care este întruparea Mântuitorului și să ne pregătim ca să împărtășim această minune și cu cei din jurul nostru. Ciprian.